Copiii, am ajuns acasă! Haideți să coborâm! Ne-a părut bine de cunoștință! Pa! Pa! Mulțumim! La revedere! O, ce bine că ne-a dus până aici! Dar Nuciu, a uitat telefonul! La revedere! Ce facem? Mergem la magazin, la oficiu, acasă! Ne-am uitat telefonul în taxi! Plec repede, Sfântia! Hai, repede! Hai să-l ajungi! Ce s-a întâmplat? Te-ai răzgândit? Mergi mai departe? Nu, doar am uitat telefonul! Mulțumesc, la revedere! Pa! Ai reușit? Da, bine, da. Că ai deschis ușa. Foarte bine. Dar vă imaginați câte tipuri de pasageri au taximetriștii în fiecare zi? Iată, eu știu, așa un tip. Repede, 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 pornește mașina! Hai, repede nu pot, repede. Ce s-a întâmplat? Fără multe întrebări! Ține, hai, pornește! Am înțeles, șeful! Un start bun! Pornim! Hai, dai cărbun, mai repede, mai repede! Dacă accelerez, mașina cheltuie mai mult în motorină. Am înțeles, am înțeles! Ține! Bun? Hai, dai! Putem un pic să accelerăm! Da! Dar de ce așa grabă? Hai tu nu da multe întrebări și mergi mai rapid! Nu pot! Sunt indicatoare, e limită de viteză, este regulament! Nu? Lasă tu regulamentele! Mergi, am spus! Nu pot, nu pot să încalc, nu am voie! Uf! Asta te motivează să mergi mai rapid! Hai! O, da! Mergem! Hai, parcă am scăpat de coadă! E bun! Acum poți să mergi normal! Dar de ce porți masca aceasta pe față? Stai! Acum e curată, cu colindatul! Mi-a dat seama! Mă sufoc sub ea! Ia să deschid geamul! Stai, nu deschide geamul! Cu geamurile deschise, consumul e mult mai mare la mașină. Și? Hai, închide. Hai, lasă, închide. Și ce propui? Hai, lasă deschisă. Închide, că e consumul mare la mașină când mergi cu geamurile deschise. Da, stai puțin, am înțeles. Așa? Asta ți ajunge ca să încarci rezervorul și să lasi geamul deschis. Da. Lasă geamul. Ei, aici s-o iei la dreapta. Nu am voie. Traseul prestabilit trebuie să merg după el, conform lui. Nu. Gata, te-am înțeles. Uf. Na, ține. Da. La stânga, te rog. Repede, acum. Luăm la stânga. Hai că ajungem. Poți să încetinești și să oprești, să cobori. Da, știi? Este o mică problemă. Eu am mers cu două contoare. Și ce înseamnă asta? Gata, am ajuns. Hai, achită. 20.000. Cât? Dar nu mai am. Stai, uite, este aici o bancă. Așteaptă numai 5 minute. Eu revin și achit tot ce trebuie. Stai aici. Ce? Bancă? Da, desigur, hai urcați! Mulțumim! Yo! Ați urcat? Da! Yo, ce tare! Ați cuplat centurile? Eu merg mai încet, dar oricum ajungem la destinație. Desigur, suntem pregătiți! Voia boierului! Dar aveți ceva muzică în mașină? Noi acum mergem la o distracție și vreau să ne încălzim la maxim! Da, desigur!
Asta e muzică? Domnule, voi ce v-ați încurcat? Noi v-am zis, mergem la party, la distracție! Și vrem muzică mai modernă! Eu doar așa gen de muzică am pe stic. Haideți atunci mă conectez la radioul dumneavoastră și pune muzică de aici, de la noi! Poftim, eu nu mă pricep, dacă știți cum, vă rog. Așa? Ar trebui să meargă acum. Haide, găscă! Super luminița! La maxim, te rog! Noi mergem la distracție! Să ne audă din Cluj până în satul mare! Și voi vezi de când tot drumul se mergeți așa? Până la destinație mi se face capul mai mare ca Baia Mare! Domnule, nu te plânge! Mai bine dă mai tare muzica! Vreți boxerii să-mi rupă ușa? Și așa, asta-i maxim! Atunci, Melissa, este timpul să scoți jucăria noastră! Perfect! Să răsunem de pusoare muzica! Ce spuneți să ne audă tot orașul? Scoatem boxa pe geam! Este! Mergem la party, la distracție! Auziți? Domnișoară, imediat închide geamul! Gata, gata, închidem! Țineți boxa, dar nu dați volumul mai încet! Dar ce ziceți să-l felicităm pe Gheorghe chiar din mașină? O, da, idee bună! Hai, sună-l! Alo, Ghiță, ce mai faci? La mulți ani! Acum suntem într-o spre tine, la petrecere! Salut, eu sunt Mircea! Eu zic să-i arătați și surpriza cei pe care o aveți pregătită! Ghiță, ia privește! Ce surpriză am pentru tine! La mulți ani! Hei! Ce faceți voi în mașina mea? Împușcați! Stai că mai am încă una! Ți arăt că acum! Da, haide! Așa nu se mai poate! Gata! Opriți-mă dată! Dacă nu, coboriți din mașină! Ei, gata, liniștiți-vă! De altfel nu ajungem la Ghiță! Gata, gata, am înțeles! Ghiță, Ghiță, nu închide! Pentru că mai avem pentru tine încă o surpriză! Și 3, 2, 1... La mulți ani! Hei, iar eu cu boxa! Stai să conectez! Iuhuu! La mulți ani, Ghiță! Gata! E ultima avertizare! Ori stins muzica! Ori jos de mașină! Domnul șofer, dar dumneavoastră sunteți la butoane! Dacă vreți, opriți-o! Dar nu mai ce să opresc? La mine de mult muzica este oprită! Asta e boxa voastră! Mai rabdă un pic, domnule șofer! Mai avem doar o oră și ajungem la destinație! Să mai deschid un pic geamul! Iuhu! Da! La mulți ani, Ghiță! Gata! Coborâți! Domnule șofer, dar ce capacitate are mașina dumneavoastră? E foarte mare. 2,5 litri. Da, e măricică, e măricică, văcuța mea. Bun, bun. Dar ce consum are? Consumul e ok. 10-11 litri la sută. Dacă mergi și prin oraș și pe autostradă. Da, faină, faină. De aceasta vreau să-mi cumpăr și eu. E o bună achiziție, într-adevăr. Dar trebuie să aveți grijă de ea. Ulei la timp schimbat, AdBlue de pus și totul la timp de făcut schimbul. Dar vă rog frumos, aranjați-vă corect în scaun, că dacă acuși mă oprește poliția, ce le zic eu lor? Și mai mindează. Domnule șofer, știți ce? Eu am centură cu plată și ei n-au ce ne face. Ei, acum poliția e foarte pedantă, nu admite nicio încălcare, dar nici noi nu vrem să încălcăm. În orice caz, eu hotărăsc orice întrebare.
cu orice polițist. Dar n-am eu nevoie de hotărâtul problemelor. Eu am nevoie de pasageri conștiincioși și care respectă regulamentul circulației rutiere. Ia mai bine spuneți, care sunt plusurile, care sunt minusurile la această mașină? Plusuri are 1000, cu siguranță. Mai are și ceva negativ, dar e foaie verde la ureche. Opa, iată și poliția. Ți-am spus să stai acolo, normal în scaunul celă, dacă ne oprește. Iată și am... Păiți-te cu poli. Inspector de poliție, vă rog actele la control. Da, da, desigur, domnul inspector, doamna inspector. Mai bine prezintă-te, cum te cheamă? Inspector Dan. Dan, capitan de plai. Știi ce? Are permis? Eu mă grăbesc, întârzi. Domnule șofer, ce-ți cu pasagerii ăștia? Eu faceți ordinele dumneavoastră în mașină? Gata, fac. Așa, dumneata, hotărâre. Ce înseamnă asta? Actele. Las că verific eu singură. Acolo e sigurare. Văd. Gata. Acolo e talonul. Ok. Certificatul. Dar ce mare scofală? A depășit puțin viteza și atât. N-am depășit. De fapt, eu nu pentru asta v-am oprit. Dar dacă singur recunoașteți că ați depășit viteza, atunci urmați-mă, veți primi amendă. Hai, domnule șofer, vă aștept. E așa, depășit viteza. Când am depășit eu viteza? Părăște el pe bărbă. Că acum tu ai să plătești amendă. Domnul șofer, nu vă faceți griji. Eu pot să vă aștept aici dacă trebuie și 2 ani, că stați la închisoare. Wow, și urmări în căzire. Fain. Bună ziua, mă luați până la Deva. Urcați mai repede că tocmai mi-e în drum. Uuu, ce bine. Și plouă. Și o să vă țin de urât tot drumul. Într-o oră jumate ajungem în Deva, dar eu am drum spre Bradu. Ce ai pățit? Te simți bine? Nu prea. Am rău de mașină. Calmează-te. Totul va fi bine. Dar dacă cumva te învăluie, te rog să mă anunți. Să-ți dau un pachet ceva. Să nu faci pe aici. Sigur, sigur, da. Să nu murdăresc. Liniștește, liniștește-te. Uite, am aici niște gume. Ține. O, mulțumesc, dar ce fel de gume? Dimesticat! Poate mi-a stat mai bine. Sunt mentolate. Acum e mai bine, așa-i? Hă? Dar nu prea ajută. Punga! Nu te gândi la punga! Ține apă! Așa să ajută! Ține! O, mulțumesc! Cum? A? A, eu știu! Parcă e mai rău! Vine apa înapoi! Știi ce? Deschide geamul! Mai trage o gură de aer! Încearcă și asta! O, da, da, da! Bună idee! Unde-i butonul? Butonul! Ah. Am deschis? Am luat o gură de aer, dar nu prea ajută nici asta! Știi ce? Mai știu un mod. Haide. Ține sigurarea mea. Tu așa o de vantai. Hai, încearcă. Da, merge. Ce să-ți mai propun să-ți treacă? Auzi, dar poate un pic să o opresc și să ieși afară la aer curat. A? Ce zici? Oi, nici nu știu ce să spun. Important, respira adânc. Dar haideți să încercăm, că altfel sigur fac aici mizerii la dumneavoastră. Uite, opresc chiar acum. Uite chiar aici. Așa. O, chiar mulțumesc. Aer de munte. Acum e mai bine? Da, desigur e mai bine.
Și parcă greața mi-a trecut. Auzi, am o propunere. Eu merg în cetișor, iar tu savurezi din aerul curat al muntelui. Așa mergând pe lângă mine. Idee bună. Doar că să dați geamul jos ca să ne vedem, să vă aud, să mă auziți. Așa mai bine? Perfect! Hai porniți! Să știți că mă simt cu mult mai bine. O, da! Un pic mai încet, un pic mai încet! Am zis eu că e mai bine așa! Ia uite, poate un pic să mai grăbesc mașina, nu? Da, putem încerca! Să știți că mă simt cu mult mai bine! Gata, nu mai gândesc la greață, la rău de mașină! Așteptați-mă! Atunci aș putea mări viteza. Minunat! Un pic mai încet! Un pic mai încet! Am ajuns! Dați-vă achit! Țineți! 200, ați spus! Și unde ținem calea la această oră târzie? Plecăm la aeroport pentru că zburăm în Saint-Tropez. La mare, la soare! Da, eu nici vara nu mă duc. Iată, noi mergem și iarna și vara. Domnule șofer, am o întrebare. Cu mare drag, dacă vă pot ajuta cu ceva. Mi s-a descărcat telefonul. N-aveți un încărcător să mă ajutați să-l încarc? De astea avem. Uite chiar aici. Țineți. Mulțumesc. Acum o să am telefonul încărcat. Da, vom avea nevoie de roaming acolo, pentru că plecăm pentru o lună jumate. Tableta este descărcată. Și cum va sta cu minte nu în avion dacă nu privește desene animate? Domnule șofer, ori aveți încărcător pentru tabletă? Tableta e mai dificil, dar probabil că găsesc. Stai că am găsit. Poftim? Pentru tabletă. Poftim, Elisa. Mulțumesc. Și așa. Stai puțin. Dar aici mașina avem doar o singură priză. Unde se pun aceasta? Eu de la telefon nu-l scot. Abia l-am pus la încărcat. Domnul șofer, ne puteți ajuta cu această situație întortocheată? Hai că scot GPS-ul meu din priză. Am aici eu. Uite așa, cu două porturi. Poftim? Poftim, Elisa. Acum o să le încărcăm pe amândouă. Și luxătul și oaia întreagă. Stai puțin, la cine te refereai? Cine e oaia și ce e lupul? Am vorbit la figura, dar nu mai contează. Haide-mi încărcătorul. Mergem la descărcat jocul. Trebuie încărcător neapărat. Domnule șofer, aveți un încărcător pentru Nintendo Type-C? Deja Type-C. Hai că undeva s-a prăpădit pe aici. Stai, unde este el? Unde am băgat eu? Aici e mușera. Ăsta e meu, deja. Poftim! Mulțumesc! Cu plăcere! Dar noi avem doar două porturi! Matei, nu încăpe aici la noi! Domnul șofer, puteți să-i ajutați cu încărcător? Voi îmi dați mie pace să merg la volan liniștit! Uite asta, îl bagi într-un port și ai trei ieșiri diferite. Țineți, pentru telefon și pentru tabletă și pentru consolă. Nu vă nervați atâta. Mulțumim! Mircea, nu fă observații, că acuși nu o să ai nimic. Sunteți foarte amabili cu noi. Mulțumim! Dacă mai cere ceva, o să vadă ei amabilitate. Domnul șofer, am o rugăminte la dumneavoastră. Mi s-a descărcat ceasul și a uitat încărcătorul acasă. Aveți cumva astfel de încărcător? Dacă nu văd ora, întârzi la
avion. Ceas deja. Ce mai aveți acolo de încărcat? Cât e... Tot la voi încărcat. Ținești pentru ceas. Mulțumesc! Ne-am pornit în grabă și am uitat acasă mai multe chestii. Chiar și valiza cea importantă cu multe lucruri. În capișelul meu la voi acolo. Da, stai, am aici, am aici. Perfect! Se încarcă! Dar stai puțin! În avion eu nu-ți când va privi desene animate? Va trezi toți pasagerii! Însă el nu vrea să privească pe mulți! Păi să-i dai căștile! Nu le ai? Căștile le am! Doar că sunt descărcate și ele! Păi cere de la șofer! El are de toate! Hai, lasă că întreb eu să nu se supere pe voi! Domnule șofer! Avem aici o mică problemuță! Ce s-o mai descărcat la voi? Căștile astea, domnule șofer! Dar nu vă supărați, că nu-i pentru noi, pentru ăla mic! Vrea să privească desene animate, dar sunt descărcate! Și mai am aici o boxă, mică de tot! Măcar 10% să reușim să încărcăm în aeroport, vă rog! Ajunge! Eu nu sunt telecomul! V-am dat acolo fire peste fire! Scoateți altceva și... încărcați-vă ce vă trebuie vouă! Bine! E nervat rău! Mircea, scoate telefonul! Să punem căștile lui Ionuț! Boxa un pic mai târziu încărcăm! Nu, de la telefonul meu nu-l dau! Mai bine de la consola lui Matei! Domnule șofer! Aveți aici un port liber și stă așa, fără întrebuințare. Poate punem la încărcat laptopul. Am niște acte de expediat și e cam descărcat. Nu știu dacă mai prind să le trimit. Vă rog frumos, numai nu vă supărați. V-am spus și vă mai repet. Nici o fel din anul Gheorghe. Nu mai am nimic să vă încarc. Lăsați că încerc eu. Aceasta promitem să fie ultima rugăminte. Am și eu de făcut lecții Zoom. Dacă promiteți că e ultima, vă dau. Stai, unde? Țineți aici. Ar trebui să meargă. Super! Acum vom avea totul încărcat. Și Roblox-ul va merge la maxim. Da! Ce s-a întâmplat? N-am ajuns încă la aeroport. Așa, achitați-am acum 2000. 2000? Dar pentru ce? Am mers abia 5 minute. Da, 5 minute. Dar deja mi-ați descărcat acumulatorul. Și trebuie să merg să-mi cumpăr altul. Și ce avem noi cu acumulatorul dumneavoastră? Voi mi l-ați uscat cu toate încărcătoarele voastre. Mulțumim că ați oprit. Mă luați până la râmnicul Vâlcea. Da, desigur. Hai, urcă repede. Da, doar că nu sunt singură. Câțiva prieteni, nu mulți. A, dacă nu mulți, urcați. Am ajuns. Haideți, coborâți. Mulțumim, drum bun mai departe. Cu plăcere. Hai, ieșiți. Mulțumim. Mulțumim. Mulțumim! Mulțumim! An nou fericit! Drum bun! Doamnule, treziți-vă! Am făcut comandă de taxi! Da, hai urcați! Bagajele! Urcați, puneți că-mi por bagaj! Am voie? Da, da, hai pune-le. Vin acum. Da, da. Dar nu știu cum se deschide, mă ajutați? Negiobilor. Nimic nu vă pricepeți. E plin, dar eu mai am câteva bagaje. Așteptați-mă. Cum mai ai bagaje? Nu e suficient atâta. Ce bine că aveți și aici spațiu! Unde să le pun? Am voie aici? Unde mai cari?
Mi-ai umplut portbagajul! Îmi rup mașina în două! Pune-i și lângă picioarele tale! Bine, dar să știți că eu nu sunt singură! Mircea, adă și valizele alea! Ok, acum! Cum, este cu cineva? Ai chemat un taxi! Nu un camion! Păi aveți poțul! De ce vă supărați? Hai, Mircea, poți? Așa! A zis că să le punem pe toate aici, lângă picioarele noastre. Dar mă spun că pe noi. Covorul. Și valize, și cutii, și covoare. Ia, vedeți, să nu-mi zgreați mașina. Eu căci. Așa. 1, 2, 3, cutie asta, covorul. Mircea, am uitat. Cutie aceea. Tot ce șoadă. Nu-mi pune pe masă nimic. Zgârii masa. Jos! Lăsați ca să o iau în brațe și o susțin. Dar pot să pun astea în fața aici la șofer? Nu. Hai, nu-mi bagați voi prin toată mașina. Îmi zgriați tot pe două, îmi zgriați totul ce. Puneți-le acolo. Și așa probabil că m-am zgriat ușa, masa, podeaua. Vedeți și potul să nu-mi zgriați. Atunci o pun aici. Parcă e tot. Stai, Mircea, dă să mai verificăm o dată. Este... Uite, valiza. Mircea, dar cutia cu cadouri, ai uitat-o! Așteptați puțin, vă rog frumos! Nu, mai chemați un taxi, ceva, faceți ce vreți. Dar nu, mașina mea nu mai băgați nimic. Gata, v-ați oprit. Domn șofer, asta e ultima! Sunt multe bagaje. Văd și eu, Matei. Am încărcat de parcă se mută cu traiul. Asta unde bagi? Nu mai încapi aici! Uite aici, așa, asta iau în brațe și eu mă așez pe scaun. Nu mai încapi! Mie așa nu-mi place. Nu văd nimic în oglindă și nu. Hai, dați-le jos. Cătați alt taxi. Eu nu vreau să vă duc pe voi. Nu, ajunge. Hai, jos. Domn șofer, hai lăsați-ne. Ați văzut cât de greu le-am băgat. Și nu locuim tare departe. Da, unde le cărați? V-am mutat cu traiul sau ce? Ce se întâmplă la voi? A, nu! Plecăm la vilă să sărbătorim revelionul! Vă mers că azi e sărbătoare! Azi vă duc! Și atenție! Țineți-le bine! Stop! Opriți! Am uitat ceva foarte important! Ce? Gata odată și gata! Ultima dată! Nu mai mergeți cu mine, gata! Să pun numărul vostru telefon la mine în blacklist și niciodată să nu mai sunați! Iată, acum gata! Dar colacul de ce l-ai umflat? Nu puteai să-l duci așa dezumflat și acolo umflai pe loc, nu? Acolo n-am cu ce să-l umflu și am zis că mai bine de aici să nu pierd timpul acolo. Bună ziua! Taxi pentru Melisa? Da, pentru Melisa, dar tu cine ești? Păi da, eu sunt Melisa, eu v-am chemat! Cum, tu ești Melisa? Da! Dar ea cine? Luminița! Dar ce, am încurcat mașina? Și acum trebuie să descărcăm tot! Stai că te descarc eu acuși! Stai că acuși vezi tu cum descarc eu! Să vedeți voi acuși! Gata! Hai, coborâți! Hai, coborâți! Da, cum îți mai vede? Coborâți! Uite-ți o dată! Uite-ți pe cineva, băgată aici! Ține! Ține, Maribel! Ieri! Chiamă taxi! Ce stai și te uiți? În control, mergem, stimați pasageri! Eu știu drumul! Mergem înainte și eu vă arăt! Și eu știu! Dar eu îl cunosc la perfecție! Pot să vă conduc cu ochii legați! Hai, lăsați voi! Dați-mi mai bine adresa! E fără adresă! Eu mi-amintesc cum mergeam la stânga, la dreapta și drept înainte și ajungeam acolo. Acuș va fi la dreapta. Dreapta să fie! Stați un pic, acum la stânga! Păi, corect! La dreapta! Sunt sigur! Atunci la stânga? Nu, Mircea! Drept înainte! Voi vă puteți aprecia stânga, dreapta, înainte? Ce să fac eu? Stați! Mai bine mă uit pe telefon. Pe GPS sigur găsesc. Așa, harta.
cărți. Ce arată GPS-ul? Ce arată? Trebuie să ne întoarcem. Cam vreo 200 de kilometri. Hai că ne întoarcem. Azi n-am nimic rezervat. Dar voi plătiți. Da, plătim, plătim. Dar parcă nu e aici. Îmi pare necunoscut acest drum. E, cum nu e aici? Parcă te uiți acolo pe GPS sau ce faci? Da, dacă ar fi fost actualizate hărțile astea la telefon ultima dată, cu 2 ani în urmă. Mă uitam eu de ce nu cunosc împrejurimile. Stai să actualizez, chiar acum. Aha, actualizează! Acum noi nu avem internet. Și acum, dar cum facem? Am făcut 1000 și de kilometri astăzi. Stați fără griji, eu am o hartă! Așa. Noi suntem echipați din cap până în picioare, domnule șofer. Vă ducem la locul destinației cât ai clipi. Hai, Melissa, ce spune harta? Wow, ce hartă! Așa, noi suntem aici și ar trebui să mergem încoace. Deci, pe aici. Încoace, încolo! Tu spune mie adresa, localitatea, sau măcar la stânga sau la dreapta să o apuc. Da, imediat vă spunem. La dreapta! V-am spus că vă ducem unde trebuie! La dreapta! Ei, din voi GPS, ca din mine roata de la mașină! Deja și motorina se termină! Îmi plătiți acum prima tranșă! Vă achităm! Dar vă rog, mergeți înainte! Deja înainte, da? Am în vedere, nu vă opriți! Să iau motorinul la început. Pe aceea mai vedem. Așa, am achitat-i voi. Dar nu-i cam mult. Și asta e doar motorina, plus serviciile mele. Da, harta aceasta include toată Europa. Și până acum tu îmi spuneai de pe ea? Știți de câte ori m-a salvat? Este din anul 1820! Probabil că e harta lui Tudor Vladimirescu. Mergea pe cal și cu harta în mână, așa, țoca. Nici nu erau drumurile astea. Harta aceasta include toată Europa. Am nevoie de una mai detaliată. Lasă, Melissa, că am eu alta. Ia să vedem pe unde trebuie să mergem. Așa, vă spun și dumneavoastră imediat. Da, uite, pe acest drum aici. Așa, este pe aici trebuie să mergeți. Băi, atât de aici aș nu mă încurca pe mine. Eu merg la volan sau ce fac? Păi, îți pot să vă arăt. Iată pe aici trebuie să mergem. Să-ți spun la stânga sau la dreapta? Iară stânga-dreapta. Ba vă place, ba nu vă place. Apreciați-vă. Aici arată că trebuie să mergeți la dreapta. Da, cu așa șofer departe nu ajungi. Mai spune că eu-s de vină. Dar cine altcineva? Ai spus ceva acolo? Nu, imediat mergem la stânga. Stânga, dreapta, drept înainte, întoarce-te. Nu am înțeles. Ori harta asta e proastă, urma tale! Nu ne-ai dus unde trebuie! Știi ce? Cum mi-ați spus, așa v-am dus! Stați puțin! Eu am ceva și mai bun! Un glob! Ne-am pornit din punctul ăsta și trebuie să ajungem aici, la dreapta! Știți ce? Ia coborâți! Tu banii? Ce banii? Eu degeaba am ars toată chirosina! Jos! Mulțumim că m-ați luat! Azi e mai răcoare afară. Da. Este cam cald. Nu vă pare? Nu, e ok. E ok mașina. E cam cald, dar mai vedem. Bine. Puteți să dați mai încet căldura. E prea caldă mașina totuși. Da, sigur. Perfect. Am transpirat deja. Dar dați încă mai încet, dar puteți să o deconectați de tot. Bine, dacă ziceți.
mi se pune pe inimă căldura asta de mașină. Poate porniți aerul condiționat. Să vin un pic de rece. E cald. Da. Haideți că încerc. Dar puteți să dați la maxim aerul rece să vină. Vă rog frumos. Că oricum este cald. Da, sigur. Cum sufle! E bun! Iată așa, mai răcăros! Pare bine că îmi place! Chiar e bine! Mulțumesc! Un pic m-am răcorit! Doar că poți să deschid un pic geamul! Deschideți, da! O să fie cam rece. Bine. Așa, puțin. Haie, haie. E tot. Așa e bine. Dar știți? Eu un pic sunt cam răcit. Abia mi-a trecut ce... Cred că îmi revine răceala înapoi. Băi, de ce n-ați spus deodată? Stați că vă dau căciula mea. Țineți! E mai bine, dar oricum e frig la mâini. E frig la mâini? Da. Ei, țineți, că oricum a răcărit. Hai, îmbracă! Da, mulțumesc! Să vezi ce de cald țin ele! Bine, bine! Cam roz, dar bine că mă încălzesc. Altele nu am! Îți bune și astea! Da. Se pare că mi-a revenit gripa. Păi, ce problemă? Stați că vă dau fularul meu. Așa. Da. Hai, e mai bine. Da, are ce un emoție așa cu zâmbeta. Vă face bine. Da, da. Oricum e rece. Ei, stai. Stai că îți dau geaca mea. Ia să vezi că te încălzești îndată. Da, o să meargă. Așa. Da. Că sub conjoc, da? Cum e? Bine. Deja mie mi-este răcoare. Să închid geamul. Așa. Dar mie mi-e ok. Puteți porni căldura? Măcar la minim. Da, sigur. Dar deja va fi cam cald. Haideți că pornesc așa un pic. Nițel. Oricum nu prea s-a încălzit. Mașina e mare și se încălzește greu. Dați-i la doi măcar. Hai că îi dau la doi. Deja mie mi este cald. Nu știu, mie mi este rece. Dar știi, am o idee. Încep eu să mă dezbrac. E bine așa. Hai dați-i la 3 sau 4 chiar. Mi-au înghețat picioarele. Hai că îi dau la 3. Hai că m-a dezamărțit un pic. Mulțumesc din îmbrăcăminte. Deja e mult mai bine. Ne luați? Hai urcați mai repede, este revelionul și eu mă grăbesc acasă! Bună ziua! Bună ziua! Hai mai repede, 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 repede! Cuși vă urăm! Veniți urătorii! Urcați mai repede că mă urează acasă, Cuș! Chiar mulțumim că ne-ați luat, că niciun șofer nu oprea! Dar ce prost să se oprească! Toți se grăbesc acasă de revelion! De fapt, numai mata te oprit! Hei, vii foame? Da, era un croissant de acolo, la tine în geantă. Ține. Ce foșneală se aude la mine mașină? Nu cumva mâncare? Ba nu! Cum nu? Eu te văd prin oglindă! Vă rog frumos, păstrați curățenia la mine mașină. Hai! Ce faceți voi acolo? Stai fără griji! Ne păstrăm curățenia! Câteva
câteva fărâmituri aici au căzut, dar le vom strânge pe toate. Nu vă faceți griji. Fărâmituri? Eu astăzi am făcut curățenie în mașină. Am scurs-o de la curățătărie. Eu. Poftim, Ionuț. Dai și mie să gust. Nici o fărâmitură să nu fie. O să vă pun pe voi să strângeți. Și nu ieșiți din mașină până nu strângeți până în ultima fărâmitură. Și gata cu mâncarea. Bine, bine. Gata, strângem tot. Hei, dă-mi te rog frumos pachetul acela de pufuleț cu surprize. Hai să căutăm surpriza! A căzut, dar nu-i nimic. E și nouă! Poftim! Porumb! Sigur porumb! Ei, nu-i porumb! Sunt pufuleți! Păi pufuleții sunt din porumb! Ce-i cu tine? Iară toți! Ce surpriză v-a picat? Nu știu, dar e o rătușcă. Ia să văd ce face. Merge. Ce ții în mână? Ai dat pe jos! Și voi pe scaune! Totulește bine! Păi și dumneavoastră mergeți mai încet! Așa e drumul! N-am altfel cum! Cotitură în cotitură, curbă în curbă! Încă una! Melissa, ajunge! Băi, dar chiar faceți mizerie! O, cât se poate! Acum, înainte de anul nou, de Revelion, am făcut curat în mașină! Am dus-o la curățătorie! Uite, și totul zădar! Mi-ați murdărit totul în mașină, cu mâncarea voastră! Dar nu vă plângeți! Mai bine bucurați-vă că nu sunteți singuri ca cucul în acest camion mare! Nu știu cum voi, dar mie deja mi-este sete după pufuleții ăștia! O, să-mi dai și nouă după ce bei! Aha! Hei! Domnule șofer, m-am udat toată! Cum te-ai udat? Tu ce-i bine în mașină? Sucuri? Apă? A, uite acum mă voi fi cu fotoanele ude și murdare! Lasă, domnule șofer, că până la anul se oscă! Ține, ai vrut apă. Am băut asta, să numește. Vă dați de seamă, la mine fotoanele sunt cu aerisire și cu încălzire. Au electricitate. Ce vă poate electrocuta? Ține până la loc! Păi ești foame! Nu, Matei! Tu știi regula la noi mașină! Mâncăm acasă, în mașină nimic! Băi, mașina aceasta zici că e o casă! Un apartament cu 3 camere! Mă doare burta! Ăștia cu mâncarea lor s-o trezi stomacul! Bietul copil, stai flământ! Lasă că te hrănim noi acuș! Ce mai avem noi aici? Și sarmale, și cărniță, și frigărui! Hai, ia, servește! Poftim! Uite un covric! Dar ce-i acesta? Calamar? Dar voi sunteți niște deobrezați! Uite la ei cum mănâncă mașina mea! Dacă v-aș da voie și v-ați face treburile în ea! Eu știți, acum și opresc și voi coborez din mașină! Gata! Stați pe pace, că noi acum deja ajungem! Bă, nu! Vă vă blocam mașină și nu ieșiți din ea până nu faceți curat! Doamne, șir! Cât de nervos e șoferul ăsta! Oh, e deschis! La revedere, mulțumim! La revedere! Uite, ușa aceea a mutat-o închid!
văd că au uitat mâncarea. Dar au uitat să facă și curată în rulotă. Și ușa deschisă. Nici urmă nu le văd. Ia să vedem. Ce au uitat de pe aici? Mâinișor. Privește. Bună ziua! Mă luați până la Cluj? Hai că tamam plec în Alba și trec prin Cluj. Oh, perfect! Oh. Acomodați-vă și călătorie plăcută! Domnule șofer, pot să trag un pui de somn? Desigur! La compania noastră, confortul pasagerului este pe primul loc. Bine! Atunci când ajungem, vă rog să mă treziți. Sigur, doamnă. Stați fără griji. Foarte bine. Doar că, domn șofer, puteți să dați scaunul ăsta mai în față. Nu pot dormi pe el. Facem după voința călătorilor. Așa. O, perfect. Așa e mai bine. Stai. Doamne, vă rog frumos, luați-și picioarele, dacă ne oprește poliția rutieră, cine zice? Oh, bine, scuze. Domn șofer, dar puteți să dați muzica la radio mai încet, ca să pot să adorm. Da, desigur, îl sting de tot. E bine? Foarte bine, mulțumesc. Doar că mi-este cam frig aici la dumneavoastră. Ia să scot pierna. Este plapuma. Ha, este și plapuma. Și să trag un pui de somn. Chiar e bine la dumneavoastră mașină, să știți. O să dorm ca iepurașul. Îmi pare foarte bine că vă simțiți confortabil în mașina mea. Și vă rog acolo, la review, să puneți un 5. Nici o grijă, vă dau 5 stele. De pe toate telefoanele pe care le am în casă. Asta-i pasager. Doamnă, mai avem încă 2 minute și ajungem. Treziți-vă. Doamnă, ajungem! Doamnă, treziți-vă, doamnă! Mama, dar eu azi nu mă duc la școală! Doamnă, eu nu sunt mama dumitare și după cum văd eu, cam de mult ai terminat școală. Treziește, ești în taxi, te-am adus acasă! Dar aveți un gând de apă, că mi-e sete! Lasă apa, am autocomandă, hai coboară! În 2 minute ajungem. Vă rog frumos, pregătiți taxa. Spuneți, vă rog, cât trebuie să achit? 80 de lei, 50 de bani. Imediat. Așa, 50, 70, 80. Vă pun aici și imediat vă dau și 50 de bănuți, să nu rămân cu vădătoare. Oh, i-am găsit. Eu scăpat pe jos. Acolo sub scaun. Da, imediat îi caut. Stați că nu găsesc. Imediat găsesc. Stați că îl văd. Dar nu-l ajung. Doamnă, l-am văzut cum a plecat sub scaun. Întinde-i un pic mai tare și-l ajungi. Ceva am dat acolo. Ce mai e și asta? Ce caută ea sub scaunul dumneavoastră? Ha-ha, uite cât o căutam. Am răcit, mă doare gâtul și trebuie să mă zdrobiesc. Chiar mulțumesc frumos! Așa, să o pun aici. Cu plăcere! Dar eu totuși vreau să găsesc bănuții! Ce-i asta? Caserola... Este caserola cu mâncare, pe care mi-a lăsat-o soția. O săptămână în urmă. S-a stricat oare? Încă cum? La prima stație pică vă trebuie să o aruncați. Vă pun aici. Sigur s-a stricat. Poate mai reușesc să mai mănânc de acolo. Asta ce mai este?
ce mi-i arunci, mă rog. Sunt curăței. Mirosul e plecat. Nu e așa. Dacă îi pun așa la aici, la uscat, parcă sunt un pic umizi. Așa. Da, da, îmi părea și mie cam uzi. Dar astea ce sunt? Uuu, piele de șarpe! Pariți că mă uit. Ce-o fi asta? Am fost cu cumătru, l-a prins pește. L-a pescuit, am fost cu el. Cât? Are o lună de zile. S-a uscat și miroase frumos. Uuu, ce scârbos! De ce să spui asta? Tocmai este un deliciu. Cam tare. Îl pun la muia. Cum puteți mânca așa ceva? Scoate-te sub scaun! Nu cred! Da, sunt scutecile lui fiul meu. Deja el are copii. Știi ce? Îi le cadunez și zic, uite, nepoțele, sunt al lui taic-to. Chiar mulțumesc, e bun. Da, cu mătura mă tale, ce faci în mașină? Și încă și ce fel de mătură? Nu ai aspirator! Dar eu nu o folosesc. Am pierdut-o încă înainte de Paștele trecut. Am făcut probabil curățenie în mașină. Și uite că pe aici s-a prăpădit ea. Înseamnă că faci curățenie odată în Paști, în mașină, netale. Aici ce-i? O pungă? Wow! Cozonac? Dar cozonacul probabil a rămas încât de la Paști. Deja sunt curioasă ce mai găsesc prin mașina dumitale. Gata, nu mai găsești nimic. Ia bănuțul și hai, că deja ajungem. Uuu, peste ce-am dat? Asta da. Cumpărasem anul trecut de 8 martie soției. Și am venit acasă, caut, nu găsesc. Credeam că l-am uitat la piață. Uite că era în mașină. Și nu m-a crezut. N-am mâncat zeamă, n-am mâncat supă, n-am mâncat ciorbă vreo 2 luni. Da, într-adevăr, cutie e sigilată. Aspiratorul e nou. Doar că garanție deja i-a trecut. Avea un an. Ia stai, am dat peste ceva și asta sigur nu-i bănuț. Hai, lasă bănuțul, lasă tot. Deja e suficient. Nu, deja merg la principiu. Asta e mare. Măi, nene, măi, te duci la mare, ce faci? Uite ce șezlong mare! Ăsta e șezlongul lui Nașu, când am fost cu el la mare. Dar el îl căuta și mă tot întreabă. Finu, nu-i șezlongul meu cumva pe la tine pe mașină? Eu zic nu, dar... merg la Nașu, tocmai e ziua lui. Și îl duc... Mai e ceva acolo! Ce? O valiză! Vreau să văd! E plină cu bani! Gata, eu am găsit-o, este a mea! Niciun fel din anul Gheorghe. Este în mașina mea? Deci, meu. Dar eu am găsit-o! Cine a găsit-o? Nu. Eu o duc la poliție, eu știu cu Edi Mantanu, îl sun. De fapt a fost un banchet la mine săptămâna trecută. Și până acum nu te-a căutat. Și m-a plătit foarte bine. Și probabil că mi-a lăsat așa un mic cadou înainte de rebelion. Da. Dar nu vrei să mergem împreună la poliție, să zicem că am găsit-o? Te-am ajutat. Las că duc eu singur. Dar spun că ar putea să fie cadou din partea banchierului pentru mine. Hai, lasă acolo bănuțul. Hai, uite, noi am ajuns. Hai, coboară. Hai. Nu, trebuie să vă dau datoria. Hai, lasă. Nu mai las. Stai că mai găsi, domnule, ceva. Ce cutie interesantă.
Fără jucării, bani? Aaa, sigur aici sunt și bănuții mei. Cei 50 de bani. A, i-am găsit. Țineți. Eh, îți place să-ți bagi nasul unul spiverbe oală. Bine, hai. Drum bun sau ce ai făcut? Unde mai duci? Așa. Totuși, poate împărțim în jumătate din valiza aceea dumneavoastră. Uite, Maxim, ce pot să-ți dau? Cutie pe care ai găsit-o? Probabil că e a nipoțelului meu. A, mulțumesc și pentru asta. Bine, eu vă spun la revedere. Mulțumesc pentru călătorie. Hai, drum bun. Mai departe. Da. Hai, urcați! Față. Cum a trântit ea ușa? O, ce grece afară! Doamnă, pentru ce se trântește așa ușa? Este o mașină nouă-nouță! Ușile se închid așa, cu degețelul! Nici nu mi-am dat seama, scuze! Pentru ce ați luat bagajele în salon? Puneți-le în portbagaj! Ah, bine, bine, chiar acum! Nu, ea nu înțelege în limba română! Nu trântiți acolo ușa! Ce-ați spus acolo? N-am auzit! Ele se închid într-o suflare! O, bine, scuze! De data aceasta chiar n-am vrut! Ei, auziți? Eu nu mai trântiți ușile! Hai să pornim! De fapt, în spate dumneata ai închis-o! Ai trântit-o! Vezi cum merge mașina mea? Dacă e nouă, doamnă, a? Reminder, turn on your headlights. Ce-a spus? Ce-am pățit? Hai că am ajuns. Cum am ajuns? Nu am ajuns nicăieri, abia ne-am pornit. Dumneata, n-ai auzit? Are robot care spune că ceva se întâmplă la mașină. Doar că a zis-o în germană, probabil. Sau, nu știu, în chinezească. Ceva s-a întâmplat, mi-a spus că ceva în capotă. Hai că mă duc să văd ce e acolo. Aha, abia am urcat și nici n-am mers. Mașină nouă, zice că are. Ce? Totul este ok. Stai, dar cum să închid capota? A, mi-e jale să te trântesc, dar altfel n-am cum. Ce se tot gândește? Auzi, dumneata, hai te rog, vină să-mi trântești capota. Dar eu nu mă pricep să repar mașina. A, să-i trântesc capota. Că mi-e jale că e mașina nu nouță. La asta mă pricep. Vă ajut într-o clipă. Deci e simplu, dar... Chiar n-are milă de nimic. Micuța. Se pornim la drum. Hai, încă o dată. Oh, cam tare. Oh, mi-am amintit. N-am uitat. Asta e mașina de taxi. Ok. O să fac o poză de aici. Acum din față și din spate. Așa, și încă una. Să pornesc. Bună ziua. Bună ziua, mergem odată? Da, mergem. Doar am vrut să mă asigur că totul este în regulă. Dar ce poate să nu fie în regulă? Așa, Mihai Eminescu, numărul 2. Da, corect. Uite că am memorizat. Dar până am pornit, vă rog frumos, uitați-vă aici. Da. Așa. Dar de ce mă fotografiați? Pur și simplu așa, ca să rămână ca amintire pentru orice eventualitate. Este. Hai, răspunde odată. Despre ce eventualitate vorbești, doamnă? Mergeți înainte, nimic. Oi, Lilia. Oh, salut, Lilia! Salut, poți vorbi? Oh, mulțumesc!
Nu, nu am vrut nimic, doar să stai cu mine de vorbă. Sunt într-un taxi, înțelegi? Da, merg prin oraș, doar că nu prea știu împrejurimile. Și șoferii ăștia, știi cum? Pare dubios șoferul ăsta al meu. Poartă glugă în mașină. Îți închipui? Cine știe ce prin capul lui? Și pare că ascunde ceva. Lilia, mă auzi? Lilia! S-a descărcat telefonul. Normal tu vorbești despre noi taxiștii? Dubios. A fost doar o glumă. Așa tot timpul glumim cu Lilia, prietena mea. Nu luați în cap. Auzi, domnișoară, n-ai fi împotrivă să fac o oprire pentru 5 minute? Hă? Nu, nu sunt împotrivă. Da, opriți. Perfect. În 5 minute mă întorc. Unde pleacă? În spatele mașinii! A luat lopata din portbagaj și un tractor aici! Ce face? Sapă o groapă? Pentru ce? Repede să caut un încărcător! S-o sun pe Lilia să-i zic! Ea nu mă crede niciodată! Funie? Pentru ce? Vrea să mă lege! Sigur! Încărcător! Aici nu-i nici aici! Mască? Pentru ce să porți o mască din asta în mașină? Încă o funie! Ce mai este și asta? Iarăși lopată! Pentru ce să porți atâtea lopete în mașină? Sigur este un infractor! Gata! Are și mânuși! Nu vrea să lase urme! Încărcător! Încărcător! Este! Unde să bag? Aici! Merge! Să pornesc telefonul! Ei, ce faci? De ce te agiți așa în mașină? Ai răscurit totul pe la mine pe aici! Ai! Ești un criminal! Sună imediat la poliție! Dar după ce te-ai condus, că să zici că eu sunt un criminal? Cum? Ai săpat o groapă! Și m-ai lăsat pe mine aici în mașină să nu văd ce faci! Groapă? Băi, mă duc a pescuit cu prietenul! Uite, am luat aici niște râme, iar aici este terenul foarte, foarte bun, cu foarte multe râme. Este umed. Aha, lasă tu! Dar ce-i cu funia asta? De aici din torpedou, mare și groasă? Ce faci cu ea? Chiar te rog să o scoți. Așa-i să vezi. Nu, vrei să mă legi? N-o scot, las-o acolo să stea. Dar nu te leagă nimeni, scoate așa să vezi. Te vei convinge. Este o funie pentru a tracta mașina dacă ceva se întâmplă. Da. Într-adevăr, are cârlige. Poftim. Nu te leagă nimeni. O duc în portbagaj pe coasă. Stai puțin, nu pleca. Doar masca. Ce-ai să zici de asta? Copilul meu la grădiniță a purtat-o. A fost Anonymous la grădiniță. Acum au carnaval. Sau diferite activități în ajunul Crăciunului. Bine, dar oricum nu m-ați convins. Haideți să mergem. Orice eventualitate, dubios, cu glugă pe cap. Dar eu credeam că este criminal. Totuși mai deconspirat. Stai pe pace, eu glumesc. Hai că o pun la loc și ne pornim.
ce glume proaste! Dar ce? Nu vă place? Parcă ai spus că suntem dubioși. Gulga ne-am pus-o pentru că mi-am răcit urechile săptămâna trecută când am fost la pescuit. Pescuit ca pescuit, dar eu aici v-am făcut un lac întreg. De frică! Ori prea multă imaginație aveți, ori prea multe filme de groază-ți privit. Și iată așa, măi, cu tot satul am sărbătorit Revelionul. A fost foarte fain. Și la noi a fost fain. Uite că am ajuns. Deja? Da. 100 de lei. 100 de lei? Bine, stați un pic. Dar de ce 100 de lei? Nu-i cam scump. Pe aplicație îmi pare că era 70, așa scrie acolo. Dacă erai mai atent, vedeai că în aplicație am scris accept doar cu condiția că mai adaugi încă 30. Stați că verific chiar acum. Verifică, verifică. Nu ascund nimic. Uite acolo ce scrie în comentarii. Bine, bine, chiar acum achit cu cardul. Cu telefonul, prin aplicație. Dar ce număr de telefon aveți? Ca să expediez să vă transfer banii. Scrie 79 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Da. Bine. Trimit. N-am înțeles. Internetul nu este. N-am semnal. N-am semnal la telefon. Nu pot să vă trimit plata. Nu-ți face griji. Am terminal. Poți să achizi și cu cardul. Ah, poți și cu cardul. Da, da. Stați. Uite, terminalul acolo pe loc. Portmoneul. Scot cardul. Da, hai te rog mai repede că am o altă comandă deja. Am uitat cardul acasă. Scuze, scuze. Stați că mai încerc o dată cu telefonul prin aplicație. Da, uite că ai acolo cash. Merge și cu cash. Nu cred să am suficient. Îți doar vreo 15 lei, ok? Hai caută, caută. Eu am de unde să-ți dau rest. Fără griji. A, aveți să-mi dați rest? Dar din cât? Și dintr-o mie de lei. Hai, caută, poate s-a pierdut acolo prin vreun colț a portmoneului. Sau prin alt buzunar. Dar din 5.000 aveți să-mi dați rest? Am, am din 5.000. Uite aici. Pa, pa! Opa! Am un iPhone de 100 de lei. Uite ce-a vrut să facă și ce-a pățit. Da, și ce camera e faină. Voi. Uite asta, da. Mai dă domnul așa pasager. Da. Bună ziua, încă o dată. Bună ziua! Nu cumva ai vrut să pleci să nu achiți? Ba nu, v-am făcut un prank, eu sunt un vlogger și iată așa, prank-ul mi-a reușit? Dar mie îmi pare că nu a fost un prank. Haideți că vă achit, doar că dați-mi telefonul, că trebuie să vă fac transferul prin aplicație. Ai precis? Precis, precis. Hai, poftim! Numărul l-ai notat? 7, 9, 8, 7, 6. Da, 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 ții minte de data trecută. 5, 4, 3, 2, 1. Da, 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 da. Ce? Doar de Hoțomanco! Ce? Hoțomanco! Uite, acum ai plecat în mâna mea. Nu mai sunt, deschide-ți ușa! Vreau să ies! Ai vrut să pleci și să nu achiți. Am lăsat ghiozdanul afară, geanta a rămas afară. Gata, 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 am înțeles. Am înțeles, gata. Sigur. Hai, până nu achizi, de mașină ieși. Bine, fac transferul chiar acum. Cât ați spus acolo, ce sumă era? 1000, eu aștept mesajul, hai. Oh, altă treabă. Acum ești liberă. Poftim. Of, nici să glumești nu poți. La revedere! Ne vedem data viitoare! La revedere! Dacă va fi data viitoare! Dar dacă va fi, voi bloca ușile din prima! Și va chita dublu. Așa, unde mergem? Mai departe. Hai urcați! Unde mergem? În Craiova! Și apoi spre Târgu Jiu! Am pornit!
Dar de ce nu ați venit la punctul indicat pe aplicație? Păi erau doar 2 metri diferență. Uhu, tocmai 2 metri! Este mult pentru noi! 2 pași! Bine, ai voștri 4! Pentru ce mai avem această aplicație dacă nu veniți unde trebuie? Data viitoare trebuie să fiți mai atent ce scrie acolo! Da, da, data viitoare vin chiar acolo unde ați indicat. Și apropo, unde e în Craiova anume? Uf, chiar n-ați văzut! Acolo scrie! La Târgul de Crăciun! Da, domnule șofer, nu sunteți deloc atent la comenzile dumneavoastră. În aplicație totul scrie. Totuși e confort sau econom mașina dumneavoastră? Mergeți, vă rog frumos, puțin mai liniștit. Eu, de fapt, merg în limita admisibilă. De altfel, și cei de la centrală observă și mă amendează. Dar mergeți puțin mai lent. Da, da, merg. Încetinesc. Deja e prea lent. Mergeți deja în extremități. Cu cât e admisibil acolo? 50 km la oră. Haideți! Da, ați putea adăuga vreo 10 km cel puțin. Zău că aveți 10 sâmbete într-o săptămână. Ba mai încet, ba e prea încet, ba extremități, ba nu sunt extremități. Apreciați-vă odată. Ce-a fost asta? Un limitator de viteză. Așa se trece peste el. Oameni buni, aveam 15 la oră. Sau poate vreți noi să vă învățăm cum să mergeți cu mașina corect? Poftim, chiar vă rog, vreau să văd cum se merge econom și confort. Hai! Poftim! Easy! Ia să vedeți. Prima dată la volan. Frână de mână! Scuze! Și asta e confort? Dar ce-ai vrut? Așa se merge! Așa e corect! Vă place? Așa! O să vă obișnuiți! Văd că vă depășesc toate mașinile! Dacă sunteți mai atent, merg cu 50 la oră prin localitate! Abia am intrat în localitate, doamnă! Am intrat, dar eu atunci m-am pregătit. Da, da, cu 20 de kilometri înainte. Atunci opresc dacă așa nu vă place. Poftim! Super! Asta e confort! Lasă că nici dumneata n-ai mers mai bine. Bună ziua și felicitări cu sărbătorile care vin, care au trecut. Da, și ție felicitări de Crăciun și iată că și vine virionul. Asta seară! Poți iau aici loc? Stai să nu porniți! Să-mi pun centură. Acum putem să mergem! O, domnișoară, lasă-mă! Văd că ești mare deja, ești la facultate probabil că. Ai trecut de 18 ani. Da, am 19. Și ce vreți să spuneți prin asta? Păi în spate e voie și fără centură la așa vârstă. Ei, dar mă rog. A, nu, siguranța este mai presus decât orice. Hai, lasă-mă că eu merg foarte încet. Dar, Matale, unde te grăbești? Ce zbori așa? Merg puțin mai încet. Eu și așa merg cu viteza unui biciclist. 15 la oră. Păi eu n-am zis că mergeți repede. Dați-i mai încet. Atunci merge mai încet. Ajunge acasă la anul. Dacă nu încetiniți, atunci... Iau acestea, să am siguranță! La picioare, prima! Deja ți-mi îmbrăcai și o cască de protecție! Dar iată de cască de protecție, nu râdeți! Chiar acum o îmbrac! Imaginați-vă în caz de un accident rutier! Ea mă va salva! Lasă-mă, domnișoară! Eu sunt un șofer cu stagiu de 5 ani! Cum? Doar 5? Să-mi zâmb părinții imediat! Ce are stagiul meu și cu apel telefonic la părinți? Mama, tata, eu sunt în drum spre Cluj și taxiul merge cu 15 km la oră! Iar șoferul are doar 5 ani de stagiu! Se întâmplă ceva cu mine, să știți că eu vă iubesc! Și mi-este frică! Probabil că tu cel mai bine e să mergi pe jos! E cel mai safe pentru tine!
unde-i taxistul ăsta? Alo? Da, eu vă aștept la indicator, cum am zis. Denumirea magazinului. Vă aștept deja de 5 minute aici. Unde sunteți? A, la intrarea magazin. Bine, vin acolo. Sunt la magazin. A, dumneavoastră deja ați plecat de unde v-am sunat inițial. Bine, vin acolo. Da, m-am întors de unde v-am sunat pe dumneavoastră prima dată. Probabil ați trecut pe aici și nu m-ați văzut. Sunt îmbrăcat în geacă verde. Nu mă vedeți! Spuneți ce mașină aveți și ce număr. Mai bine eu vă caut. Taxi roșu, Mercedes. Am înțeles. Vin chiar acum. Gata, v-am zărit. Am găsit și mașina. Pot urca? Cine ești? De ce ai urcat în mașina mea? Eu te cunosc cumva? Păi nu este taxi, am vorbit cu dumneavoastră adineauri. Mergem la strada Gagarin 3. În primul rând, eu nu sunt taxi și a doilea rând, eu nu știu unde e strada Gagarin. Nici Armstrong nu știu unde este. Mii de scuze, am confundat mașina. Trebuie să mă aștept undeva pe aici. Scuze. Totuși eu nu vă găsesc. Tot acolo sunteți. Mai bine haideți să luăm comandă. Da, mă duc eu pe jos. Da, mulțumesc, o zi bună. Mă duc la metro. Unde poate să fie? Așa. Poarta K39. Ei, unde poarta așa? Aici nici nu e așa literă. Bună ziua! Bună ziua! Nu știți unde este gate-ul K39. Nu îl găsești nici de cum. K39? Până acest aeroport nu este așa literă. Cum noi? Am încă 5 minute și scap avionul. Stați puțin. Aici scrie aeroportul Beauvau. Aici este Charles de Gaulle. Cum? Am încurcat aeroportul. Iar am scăpat avionul. Cred că nu mai reușiți. Da. Constructorul a venit 2 zile mai târziu. Acum ce să fac? Am pierdut 2 zile de concediu. Domnule, ce căutați la mine în cameră? Apartamentul este al meu, doamnă. Ce dumneavoastră căutați în el? Știți ce? Eu acum chem poliția. Luați-vă valiza de aici și ieșiți din camera mea. Doamnă, la recepție mi-a spus, apartamentul 5 este al meu. Eu de ce nu mă duc? Dumneavoastră vă chemați poliția, pompieri și ce vreți. Dar aici nu este apartamentul 5, ci 7. Fiți mai atent la ușă. Lăsați, doamnă, cu siguranță dumneavoastră deja v-a expirat timpul să stați în hotel și ați decis să folosiți din timpul altul turiști. Chiar acum uit. Ce scrie acolo? 7. Într-adevăr, mă scuzați. Iar am încurcat ceva. Ședere plăcută. Stai, dar cum a intrat el în cameră aici? Sunt cui ușa, am uitat. Nu se dă cutiera jos. Păi dormi așa. Pierdă. În comod. Așa mai merge. Durele câmp. Se pun geanta. Niciun scaun nu este liber. Dar nu este somn. Să-mi fac pierdul. Dar este tare. Să-mi pun geaca. Așa mai merge.
Acum doare picioarele. Ce să pun? Ce asta? Când poate să dorm. Doamna stewardesă, fiți vă rog drăguță, când decolează avionul? Deja am decolat. Nici nu am observat. Atunci când aterizează? Peste 8 ore. Atât de repede? Și cu ce viteză zboară avionul? 1000 de kilometri pe oră. Și la ce altitudine zburăm? Toată informația o vedeți pe panoul din față. Wow, nici nu știam! Pe ce trebuie să apăs? Haideți că vă ajut eu! Wow, atât de simplu! Dar îmi permiteți, vă rog, să intru în cabina pilotului. Vreau să văd cum arată. Tot ce vede pilotul aveți pe ecranul dumneavoastră. S-a pus aici? Dar în camera de depozitare a bagajelor pot să intru? Nu. Bine, bine, bine. Până îmi voi pune bagajele în dulap, să aflu cât mai multe informații despre serviciile hoteliere. Alo, bună ziua. Am câteva întrebări. La ce oră se deschide micul dejun? Ok, mulțumesc. Dar prânzul? Bine. Ok, dar piscina la ce oră se deschide? Și la cât se închide? Și ce temperatură va avea apa? Alo? Ok, plec chiar acum la recepție. Acolo aflu toate răspunsurile la întrebările mele. Mi-am găsit un loc chiar lângă o priză. Și telefonul meu are 96 de procente. Trebuie să-l încarc. Unde l-am pus? Este. Cât m-am înfățăit pe aici, am ajuns la 93%. Ce-am observat eu aici? Și priză, și USB, și Type-C încărcător. Stai că am de toate. Și una, și a doua, și a treia. Hai că mi-ajunge baterie până acasă. Bine că este încărcător în avion. Dacă nu era, nu știu ce mă făceam. 8 ore de mers. 79%. Asta nu e glumă. În sfârșit am ajuns. Imediat să pun telefonul la încărcat. Are doar 60%. Unde am pus încărcătorul? Este. Am priză. Este și priză. Imediat. Chiar acum. Acum pot să stau liniștită. Stop! Dar powerbank-ul nu l-am încărcat! Bună ziua! Bună
Doamnă, n-ați vrea să ne schimbăm cu locul? Vreau să stau la geam. Nu, ăsta e locul meu. Da, dar mi este contraindicat să stau în altă parte în avion decât la geam. Eu stau la locul meu și basta. Dacă mi se face rău, aș putea să vă murdăresc. Domnule, știți ce? Ia mai dați-mi pace. Luați o pastilă dacă nu vă simțiți bine. Ce v-ați legat atâta de capul meu? Da, dar lumea, dar oricum stai cu geamul închis. Și locul meu este la geam. Uitați-vă, dar poate ne înțelegem altfel. Cum? Pot să vă plătesc ca să-mi permiteți să ne schimbăm pe locurile. Cât? 100. Stați acolo că stați bine. Atunci 200. Atunci îți plusmează vreo sumă. 1000. Cât? Nici dumitare nu se întoarce liba să spui așa sumă. 500. Nici nu discutăm. E locul meu și gata. Și apropo, peste 2 minute va fi 2000. Vai, e mai scump decât biletul la avion. E bine, haideți că vă dau 1000. Haideți, treceți. Ori în mijloc. Domnul, hai mă lăsați-mă atâta cu geamul ăsta. Întrebați-o pe domnișoara din față mai bine. Domi? Scump loc. Pot deja să-mi dau dumneavoastră portmoneu. Igor. Stai! Eu lor am spus patul să fie lângă geam. Lângă geam? Patul este lângă geam. Perfect! Uite așa, aici voi sta. Da. Stai, asta este ușa sau este geam totuși? Geam. Cu ușă. Unde să fac poză? Nu de fiecare dată zbor cu avionul. Aici este foarte frumos. Selfie! Să se vadă și valiza. Încă unul. Avioane. Oh, un geam! Vine avionul! Chiar acum fac o poză. Încă una. Sau mai multe. Și așa? Este locul perfect. Numai bun de făcut selfie-uri. Wow, ce frumos! Poza să se vadă tot tunelul! Gata, o voi posta pe Instagram! Wow, turnul e fel! Aceasta nu trebuie să ratez! Și ce mic este! Aproape cât înălțimea mea! Băi, n-am făcut selfie! Să fac un selfie și în avion! Să se vadă toată lumea! Perfect! Acum să-l încărc pe Insta! Tu stoi? În avion internet nu este! Să fac poze și la geam! Să am de rezervă! Și când coborâm din avion, le voi publica pe toate! Și la 3, 2, 1 să facem turul camerei din hotel! Sunteți pregătiți? Și să intrăm! Wow! Totul este foarte luminos! Ce avem aici? Boia? Duș? Este foarte încăpătoare! Să fac și două poze! Și să mai fotografiez! Wow! Am și balcon!
așa. Uuu. Canapea măsuță și priveliștea este perfectă. Cafeluța mea de dimineață. Ustat. Eu nu beau cafeluță, dar să-mi fac aici un selfie. Loc de joacă și pază, turnul de fier și labirint. Oh, mi-a reușit una. Hop, am reușit. Sau în mijloc trebuia. Apoi l-am înțeagut. Cum s-o aduc pe aceasta aici? Cred că mi-a reușit. Wow, aici trebuie să găsești diferențe. Aici. Iarăși la terenul de joacă sunteți. Mă trebuie să iau la nivol. Haideți. Mă țin. Uite ce oglindă am găsit. Face mutre. O să oglindă. Tu câte diferențe ai găsit? Eu cel puțin 3. Wow, ce-am găsit! Uai! Oh, 5 secunde nu au fost cu ochii pe voi! Haideți odată! Matei! Mircea! Wow, PlayStation 5! Hai să ne jucăm! Urcă! Să reușim să ne jucăm cât mai mult, până nu vine mami. FIFA 23. Mbappé. Începe. Poate îi dă pas. Mircea, tu glumești. Să joci fotbal cu 5 minute înainte de decolare. Mircea, chiar acum. Ia mingea. Vine, mire. Am găsit și jocuri și desene animate. Uite și aici au găsit jocuri. Ei nu au nimic cu călătoria noastră. Doar jocurile sunt în capul lor. Mati, ai văzut câte jocuri sunt afară? Dar și la recepție ne-a zis că este o sală plină cu PlayStation. Cred că mai am început. Pentru început să punem bagajele și după aceea vedem unde mergem. O minge. Cineva a uitat aici? Sau este un cadou de la hotel? Mircea, jucăm FIFA. Hop. Stai puțin să fac o schemă. Mircea, pe cât îndoi în geam? Hai afară. Da, hai ne luăm tricourile și mergem afară. Avionul este cel mai sigur mijloc de transport. Oricum mi este frică. Sunt pentru prima dată cu avionul și sper nimic să nu pățesc. Să aici se bea doar. Iată unde mănânc eu. Cașcaval și acolo ciocolată. Să mănânc. La ce să încep? Doamna stewardesă, spuneți-vă rog, când vine prânzul? După ce prezentăm regulile de securitate. Dar putem cumva să grăbim regulile de securitate? Toți le știu. Nu putem. Aveți răbdare. Aștept.
Doamna stewardess, deja au fost repede securitate. Putem lua prânzul? Domnule, aveți răbdare. Inițial aducem mâncare pentru copiii mici. Bine. Pentru început, țineți apa. Sărmanul, n-am mai rezistat. Vedeți că a leșinat. Ceva mâncare avem? Avem ceva mâncare. Este minibar. Frigiderul este plin. Așa. Nu să stau eu oare aici. Așa frământ. Poftim. N-am mâncat azi nimic, pot să zici. Așa. La ce oare este prânzul? Wow, curcubiu! Mori, parcă sunt zăpadă! Și ce mult! Ce păsări! Wow! Ce soarele bubate! Te rog geamul, unde soarele în ochi? Bine, nicio problemă. E prea întuneric, îmi este frică. Deschide, te rog geamul. Chiar acum. E cald. Să apăs pe buton. Doamna stewardesă! Da? Ați dorit ceva? Vă rog frumos o sticlă de apă! Mi sete și mi-e cald! S-a dus! Ați venit! Poftim, doamnă! Mulțumesc! Doamna stewardesă, vă rog frumos o păturică, mi-e frig. Da, poftim. Mulțumesc. Ai, mai cald. E prea cald. Ați mai dorit ceva? Doamna, aveți reviste? Toată informația o găsiți pe ecranul din față. Nu știam, mulțumesc. Iarăși dumneavoastră? Da, vreau la baie. Păi mergeți înainte, apoi în stânga. Stânga, bine, mulțumesc. Mai am și alți pasageri pe lângă dumneavoastră. Vă rog frumos, transmiteți pilotului să deconecteze turbulența. Hola! Eu vreau camera să fie cu privire spre castel. Cum e? E? Verific imediat. Într-adevăr. Stați puțin. Da, într-adevăr, e bine. Mulțumesc. Stai. Și nu o să văd grădina din spate? Ce frumoasă! Nu! Tot eu. Vă rog să-mi schimbați camera cu privire spre grădina din spate. Da, mulțumesc. Aștept. Dar marea... Nu o să văd marea? Dar eu vreau să văd cum apune soarele. Alo, mă auziți? Eu vreau! Wow, lumea parfumurilor! Preferatele mele!
Eu să văd acesta cum miroase. S-a legat? Fundiță! Ce interesant! Ce mai este pe aici? Wow! Roboțel! Așa? Stop! Acestea sunt pentru bărbați! Îmi ajunge! Oh, câte parfumuri! Ce mic este! Ce parfumuri rafinate sunt aici! De la ce oare? De la șamponuri! Gel! Imediat fac un duș! Ce să-mi cumpăr? Ce să-mi cumpăr? Nu mi-este foame, dar trebuie ceva să cumpăr! Wow, să-mi cumpăr! Toate! Să-mi aleg! Și ciocolate! De aici sigur ceva îmi cumpăr. Numărul 22. Wow, cumpărături! Wow. O cumpăr pe asta. Suvenirul. Eu i-am uitat în mașină. Nu mă pot abține. Merg chiar acum să văd toate pușetele. Iată de aici, sigur fac cumpărături. Așa, poate încerc ceva să cumpăr de aici în avion. Ce se vinde în acest hotel? Wow, diferite trasee turistice? Tururi pentru vizitatori? Bună idee! Ok, cu asta e clar. Dar ce mai iau? Să sun la recepție, să-i întreb. All inclusive. Bine, mulțumesc. De ce oare am luat all inclusive? N-am nimic ce cumpăra. Spor mai rar cu avionul și așa am emoții. Și eu la fel. Eu zbor în fiecare săptămână. Sunt profesionist în avioane. Știu totul despre ele. Da? Da. Iată, eu am o dilemă. Tot timpul când îmi cumpăr bilet la avion, nu știu unde să-mi aleg locurile. În față sau în spate? Sau în mijloc? Lângă aripă? Păi e conform statisticilor, în urma accidentelor aeriene, cei mai mulți oameni au avut de suferit care au stat în față. De aceea spate este cel mai safe. Ha, am știut eu ce să aleg. Dar iată, îți rog, când este cel mai periculos moment când zbor cu avionul? Când avionul decolează și aterizează. Dar când este mai periculos totuși? Când aterizează sau decolează? Desigur, când decolează, că s-ar putea prăbuși. Dar acum ce s-a auzit? Șasiul, avionul a decolat. Dar dacă cumva ambii piloți au mâncat mâncare expirată și s-au otrăvit, ce se întâmplă? Cine va conduce avionul mai departe? Răspunsul este simplu. Ambii piloți mănâncă mâncare diferită. De aceea, riscul de a se intoxica se reduce la jumătate. Wow, nu știam că mănâncă mâncare diferită. Stai, dar nici cauză nouă ne-a dat aceeași. Ba nu. Eu am mâncat pui, voi ați mâncat pește. Este diferit. Și celelalte persoane, dacă voiau, mâncau și paste.
Pregătiți-vă! Imediat avionul aterizează! Și toți trebuie să batem din palme! Vă știați? Nu! De ce? Păi așa este o tradiție! Trebuie să mulțumim piloților! Dar cum? Thank you.